A treia ediție a Zilelor Columbofiliei Oltenești se desfășoară în perioada 16-18 decembrie la Craiova. În incinta Centrului Multifuncțional din Craiova s-au adunat columbofilii din toate județele Olteniei. Această manifestare columbofilă are menirea reluării tradiției organizării expozițiilor columbofile la acest nivel, începută în anul 1990 sub egida Federației Columbofile Oltenia și întreruptă în urmă cu un deceniu. Evenimentul urmează să fie înscris și va fi înscrisă pe agenda culturală a orașului Craiova. La această manifestare va participa un număr de aproximativ 400 de porumbei voiajori care au obținut rezultate de top național, provincial și județean în sezonul Columbofil 2016, aparținând crescătorilor, membrii ai asociațiilor columbofile din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Argeș și Teleorman. Vor fi oferite premii și se vor acorda diplome tuturor porumbeilor și crescătorilor participanți la expoziție. Evenimentul este susținut financiar de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.